Mass media arabă, inclusiv canalul Al-Manar, care are legături cu Hezbollah, relatează despre o presupusă intenție a credincioșilor evrei de a aduce un sacrificiu în piața moscheei Al-Aqsa după ce 5 juninci roșii, donate de organizații evanghelice, au fost aduse din Texas pentru pregătirea unei ceremonii biblice de sacrificare. Cele 5 vaci speciale au fost transferate la Beit Shan, unde va fi înființată o fermă de reproducere, ce se preconizează să devină o atracție turistică. Speculând aceste informații, Hamas reînvie campania Al-Aqsa este în pericol, iar clericii musulmani pretind că suflarea în șofar constituie o schimbare majoră în status quo-ul de la moscheea Al-Aqsa. Ei acuză pe credincioșii evrei că țin acum rugăciuni rasiste și ceremonii religioase sub protecția poliției de ocupație. Muftiul Ierusalimului, Muhammad Hossein, a declarat marți că evreii nu au nicio legătură sau proprietate asupra locurilor sfinte de pe muntele Templului, care sunt rezervate doar musulmanilor. Forțele iordaniene de ordine Waqf au condamnat de asemenea vizitele evreilor, numindu-le acte de provocare. Danemarca apreciază că au fost acțiuni deliberate care au cauzat scurgeri mari la cele două conducte de gaz natural care trec pe sub Marea Baltică din Rusia până în Germania, iar seismologii au spus că 3 explozii puternice au precedat scurgerile. Cele două conducte de gaz, care leagă Europa de Rusia, sunt complet scoase din uz. Liderii și experții europeni au indicat un posibil sabotaj pe fondul impasului energetic cu Rusia provocat de războiul din Ucraina. Rusia dă vina pe Ucraina, Ucraina pe Rusia pentru acest sabotaj. Premierul danez Mette Frederiksen spune că până acum, cităm, nu există informații care să indice cine ar putea fi în spatele acesteia, încheia citatul. Comentând recentele informații, autorul creștin Amir Tsarfati a spus că în acest moment Rusia nu mai poate șantaja Europa, iar Europa va suferi pentru că nu va mai putea importa gaz rusesc. El continuă spunând că până acum alternativa israeliană la gazul rusesc era mai puțin probabilă. În acest moment gazul israelian va deveni cu adevărat un potențial înlocuitor al gazului rusesc, ceea ce face și mai posibilă împlinirea profețiilor din Biblie despre Gog din Magog. Un val tot mai mare de revolte au loc în Iran și nu numai, în timp ce mii de oameni au inundat străzile din Teheran pentru a 12-a zi consecutiv. Nemulțumirile populației au atins apogeul când o tânără de 22 de ani, Mahsa Amini, a murit în urma arestării de către poliție, deoarece nu a purtat în mod corespunzător capul acoperit cu hijabul. Oficialii iranieni susțin că tânăra de 22 de ani a murit din cauze naturale, dar familia ei spune că nu este adevărat. Acum mii de iranieni curajoși continuă să protesteze în numele ei. Femeile, în semn de sfidare, își ard hijabul în public și își tund părul. Cel puțin 75 de persoane au fost ucise de la începutul demonstrațiilor. Regimul islamist a oprit internetul și rețelele sociale la nivel național, o tactică cu care a mai avut succes înainte. Surse particulare informează că sute, chiar mii de persoane sunt date dispărute. Informațiile nu pot fi verificate din cauza închiderii Iranului față de exterior. Presa principală nu prezintă în mod corespunzător subiectul acesta, dar brutalitatea regimului Ayatollah față de cetățeni este fără precedent în istoria recentă a Iranului. Lifeway Research a lansat recent studiul bienal intitulat State of Theology, care își propune să măsoare cunoștințele teologice actuale ale adulților americani. Studiul arată că 71% dintre ei sunt de acord că există un singur Dumnezeu adevărat în 3 persoane și aproximativ 2/3 cred că Dumnezeu nu poate greși, dar jumătate cred că Dumnezeu este mai puțin atotștiutor, fiind uneori nevoit să învețe și să se adapteze. Există confuzie și despre Isus și Duhul Sfânt, mai mult de jumătate din respondenți afirmând că Isus a fost un mare profesor, dar nu Dumnezeu. El este prima și cea mai mare ființă creată și că Duhul Sfânt este o forță, dar nu o persoană. La aceste erori biblice se adaugă și faptul că, deși jumătate dintre americani cred că Biblia este complet exactă, totuși cei mai mulți resping din ce în ce mai mult acuratețea ei, un procent de 40% cred că știința modernă contrazice Biblia. Cercetarea intenționează să ajute creștinii să înțeleagă mai bine cultura actuală și să echipeze biserica cu mai bune perspective pentru ucenicie, pentru că societatea americană are tendințe de îndepărtare față de principiile conservatoare.
Alfa Omega.